Salutare! În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect destul de controversat. Merită sau nu să dai de permis la 16 ani? Merită să investești de la această vârstă într-o pasiune? Merită să zriși viața pe străzile din România? Și nu în ultimul rând, cum să-ți convingi părinții să te lase să dai de motocicletă? Rămâi cu mine până la sfârșit pentru a afla răspunsul acestor întrebări și să vedem dacă merită să devii un mic pilot de oraș sau nu. Nu înainte de a începe, vreau să le mulțumesc partenerilor noștri care susțin acest canal de la înmișcare.ro, un magazin cu echipamente și accesorii moto. În primul rând, să admitem, cine nu ar fi vrut să conducă o motocicletă la 16 ani? Este o oportunitate de a fi independent, de a te simți matur și de a avea propriul tău vehicul. Însă, cu puterea vine și responsabilitatea. Deci, dacă dorești să-ți iei permisul la 16 ani, este important să fii responsabil și să respecti regulile de circulație. Să vorbim puțin și despre avantajele de a avea permisul la această vârstă. Cu siguranță te vei bucura de libertatea de a merge oriunde dorești, fără să depinzi de părinți sau de transportul public. De asemenea, dacă ești pasionat de motociclism, acesta este momentul perfect pentru a începe să te dezvolți în această direcție. Dacă decizi să îți iei permisul la 16 ani, trebuie să fii conștient că există și anumite riscuri. Nu toată lumea este pregătită să conducă un vehicul la această vârstă și poate fi dificil să te concentrezi pe drum și să respecti regulile de circulație. Deci, este important să te asiguri că ești pregătit și să îți asumi această responsabilitate. Păi bine, bine măi motorider, dar totuși, cum îmi conving eu părinții să mă lase să merg pe motocicletă? Uite câteva sfaturi pe care le am, care te vor îndruna pe drumul cel bun. Înainte de a-ți convinge părinții, este important să cunoști legile locale care reglementează permisul de conducere pentru motociclete la vârsta de 16 ani. Fii pregătit să citești totul despre acestea și să-ți prezinți argumentele în mod clar și concis. Am făcut chiar aici un videoclip despre acest subiect, totul despre A1. Analizează motivele părinților. De obicei, părinții se opun permisului de conducere la vârsta de 16 ani. Asta din cauza riscurilor mari. Înțelegerea motivelor lor este importantă pentru a-ți dezvolta argumentele și a le îmbunătăți perspectivele. Caută exemple de șoferi responsabili. Poți să-i convingi pe părinții tăi că există șoferi responsabili care au permis de conducere de la 16 ani și să-i folosești ca modele de urmat. Discută cu părinții tăi. Nu ar trebui să ignori părerile părinților tăi și trebuie să discuți cu ei în mod deschis și respectuos despre dorința ta de a-ți lua permisul de conducere de la 16 ani. Încercați să ajungeți la un compromis și să aveți un plan de acțiune pentru a fi sigur că vei fi un șofer responsabil. Prezentarea avantajelor. Poți prezenta avantajele care vin odată cu obținerea permisului de conducere pentru motocicletă la vârsta de 16 ani. Cum ar fi economia de timp și de bani în transport? Sau dezvoltarea responsabilității și a independenței personale. Este un element foarte important să-i arăți părintelui că ești responsabil și că vrei să te dezvolți. Vorbește-le despre siguranța rutieră. Deși poate fi ușor să te concentrezi doar pe avantaje, este important să abordezi și problemele de siguranță rutieră care apar odată cu condusul. Poți aborda acest subiect prin recomandări privind echipamentul de protecție, regulile de siguranță rutieră și modalitățile de evitare a riscurilor. Caută sprijin în comunitate. Poți căuta sprijin în comunitățile de motocicliști care îți pot oferi sfaturi și exemple de experiență pe care o au acumulat-o aceștia. Poți propune o perioadă de testare cu un instructor de conducere. În felul acesta poți dobândi experiență în timp ce demonstrezi responsabilitatea și abilitățile tale. Abordează subiectul financiar. Poți aborda și probleme financiare legate de conducerea unei motociclete, precum costurile de întreținere, asigurare și combustibil. Este important să fii pregătit să discuți aceste probleme cu părinții tăi și să le arăți că ai un plan bine pus la punct. În concluzie, se merită sau nu să-ți iei permis de la 16 ani?
Răspunsul în mare parte este subiectiv, dar eu consider că este o oportunitate excelentă de a dobândi independență și de a-ți dezvolta pasiunea pentru motociclism. Dar, indiferent ce alegi, amintește-ți că siguranța este întotdeauna pe primul loc. Acum, hai să ieșim la o plimbare cu motocicleta. Dacă videoclipul ți-a fost de ajutor și apreciezi munca pe care o depunem, ne poți susține pe canalul meu de YouTube, Motorider Motovlog, acolo unde poți achiziționa un membership. Membershipul are în general mai multe avantaje, sau pe site-ul meu www.motoridershop.ro, acolo unde poți achiziționa tricouri, hanorace, căni, stickere. Dacă aveți orice fel de întrebări și sugestii pentru viitoarele videoclipuri, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!